Plin de bucurie în această dimineață, vă spun pacea Domnului și bun venit la închinare. Suntem la momentele devoționale, înainte de a trece la studiul școlii de sabat, prin care primim învățătură și sfat din Sfânta Scriptură. În dimineața aceasta vă invit să privim spre un psalm binecunoscut al psalmistului David, prin care el își exprima bucuria și aș dori ca și noi în această zi frumoasă de sabat să putem să simțim împreună cu psalmistul. În urmă cu 3000 de ani, psalmistul David rostea aceste cuvinte: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Nu era templul atunci, să nu ne imaginăm că era bucuros David când mergea ca să vadă templul. Templul abia fiul său l-a construit, Solomon. În cel mai fericit caz era vorba de cortul întâlnirii pe care l-a făcut pentru chivotul pe care l-au adus de pe unde era plecat. Lucrul acesta poate o să mai atingem și să vorbim astăzi. Dar era vorba despre un cort al întâlnirii, simplu și modest, dar care ilustra planul de mântuire. Și psalmistul spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Cum era ea? Simplă și umilă? Din materiale perisabile? Pentru că la un moment dat David spune, Doamne, dar eu stau în palată și casa ta este sărăcăcioasă, vreau să fac ceva. Și Domnul spune, strânge materiale, asta poți să faci tu, iar fă proiectul, iar construcția o va realiza altcineva. Tu strânge materiale pentru casa Domnului. Vreau ca acest entuziasm al lui David să ne cuprindă și pe noi. Și să ne cuprindă și în zilele următoare. Să găsim bucurie când venim la casa Domnului. Dar ca să fie bucurie când vii la casa Domnului, trebuie ca eu să creez și să fac ca și cel din stânga și din dreapta să se bucure. Pavel la un moment dat chiar se roagă de biserică și spune, fraților, nu puneți o greutate suplimentară pe umerii slujirii mele. Nu mă face să slujesc cu lacrimi și cu întristare. Dacă puteți să mă ajutați cu ceva, fiți pozitivi și ajutați-mă în lucrarea aceasta. Nu mă necăjiți. La fel am putea să spunem și noi despre cel din stânga și din dreapta. Ar trebui ca să facem în această zi de sabat și venire la casa Domnului o ocazie de bucurie. Să-i zâmbim celui din stânga sau din dreapta, să întindem o mână celui care vine mai rar sau poate este pentru prima dată. Mă bucur, spune David, când mi se zice, haidem la casa Domnului. Imaginați-vă că trăia, poate ca și copil, în tinerețe, și alți colegi îi spuneau, David, hai să mergem la cortul întâlnirii, hai să mergem. Se referă și la acest fel de invitație. Noi poate nu mai stăm așa de aproape ca și la țară, unul lângă altul, și să ne invităm ca și vecini între ei. Nu vii la biserică, hai! Și strigă peste gard. Dar astăzi avem telefon. Ce faci, soră? Ce faci, frate? Ești bine? Vii la biserică astăzi? Ne putem trimite mesaje și ne putem invita unii pe alții. Tinerii s-au invitat săptămâna aceasta după ora de rugăciune. Tot corul, partea aceasta a fost plină. Am avut repetiții de cor. Abi ne-a dirijat și am învățat și am repetat câteva piese. Joi s-a repetat scena, dar cu alții aproape, la fanfară. Și iarăși fratele Tolan ne-a coagulat, ne-a strâns și a fost repetiția seară de fanfară, ieri seară, în locul acesta. Ne-am bucurat când am văzut invitația, pa pentru repetiție de cor, pa pentru fanfară. Ne bucurăm să venim la casa Domnului, să ne pregătim, să cântăm, pentru ca piesele să fie din ce în ce mai bune, să sune din ce în ce mai frumos, pentru ca inima să fie impresionată și cuvântul Domnului să cadă într-un pământ bun, într-un pământ care este afânat, este cu substanțe nutritive acolo și când el cade, Duhul lui Dumnezeu să-l încălzească și el să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu. De aceea și noi, dragii mei, David, ca să
se bucure, trebuia cineva să-l invite. Mă bucur când mă invită cineva, când mă cheamă, haidem la casa Domnului. Dacă știi că sunt persoane care se lasă invitate sau care vin mai greu la casa Domnului, invită-le și cheamă-le ca să se bucure și ele. Picioarele, spune David, după ce am primit invitația și am răspuns pozitiv, mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Când ajungeai în fața Ierusalimului, te opreai un pic ca să-l admiri și să-ți tragi sufletul, că urmează un urcuș, urmează să urci, da? Drumul la Ierusalim suie, drumul care suie la Ierusalim. Ierusalimul este așezat pe o culme, pe o înălțime, pe un munte. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, orașul păcii, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Zidurile pe acea bucată de culoarea pietrei, parcă îți dă impresia, spune David, că este o singură bucată. Este o stâncă ce se continuă cu ziduri. Ierusalime, ești ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo vede David că se suie semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Ce frumos! Puteai să privești cum drumurile șiruiau din toate părțile și urcau închinătorii să vină la Ierusalim. Să vină la Ierusalim. Căci acolo, zice, sunt scaunele de domnie pentru judecată. Scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Da? Acolo sunt scaunele de judecată, de unde se împarte dreptatea socială. La fel cum la biserică învățăm cum să trăim în pace, în armonie cu ceilalți. Când în țară se strica armonia și pacea între niște vecini sau între niște localități, mergeau să se judece. Unde? La Ierusalim. Când nu reușeau să se împace în satul lor, când nu reușeau să cadă la înțelegere, mergeau să ceară sfat, să ceară judecată la Ierusalim. Și Domnul ne cheamă aici de venit să ne judecăm. Să ne judecăm, să ne cercetăm viața, în așa fel încât să ne opunem în rânduială cu legile și cu principiile sale. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Astăzi aceste gânduri sunt mai actuale decât niciodată. Da? 48 de ore de foc, spuneau ieri americanii. Astea 48 de ore când se așteaptă și au început cam de ieri, s-ar putea ca astăzi, pe parcursul sabatului sau mâine, dacă nu săptămâna aceasta, la o ripostă din partea Iranului. Foarte periculoasă săptămâna aceasta. Evreii au lovit o ambasadă din Siria și vreo 7 diplomați au fost uciși. O ambasadă iraniană. Da? Săptămâna aceasta. Și Iranul este foarte supărat. Acum nu discutăm ce făceau ăia 7 și ce planuri aveau și cum sprijineau Hezbollah-ul și alte mișcări ca să tragă rachete în Israel. Și Iranul a promis riposte dure, se pregătesc pentru lucrul acesta. Și americanii au zis, dacă trageți de pe teritoriul iranian și loviți Israelul, și noi vă atacăm, și ei vă vor ataca. Asta înseamnă deschiderea unui război, probabil. A unui nou război, numai cu fașia Gaza, portavioanele sunt dislocate în zonă, lumea este în alertă și este pregătită. Pe lângă Ucraina, pe lângă fâșia Gaza, se extinde la o altă țară, s-a extins la Yemen, se poate extinde. Războaie, vești de războaie. Pe măsură ce oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, se îndepărtează de principiile Ierusalimului. Am văzut și astăzi la școala de sabat, o să vedem, în război Satana jubilează. Pentru că în război oamenii fac cele mai groaznice lucruri și se ajunge la statutul de animal. Și mai groaznic, de animal de pradă. Să jefuiești, să furi, să violezi, să omori. Să iei viața unui străin. Nu l-ai văzut în viața ta. N-ai nimic cu el. Și două persoane străine care nu și-au adresat cuvinte, nu s-au supărat niciodată și ajung să se omoare. Pentru ce? Pentru că cineva îi împinge. Distrugere așa cum dorește cel rău. Rugați-vă. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului.
cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Astăzi Ierusalimul, înainte de a încheia, poate reprezenta, la o scară mai mică, locul de unde învățăm dreptatea și principiile și legile Domnului. Poate reprezenta locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu, și anume biserica sa, la o scară mai mică, la o scară mai redusă, locul de închinare dedicat întâlnirii cu Dumnezeu. Este locul păcii pentru noi, este casa păcii. Și să ne rugăm pentru pacea Betelului, pentru pacea Aradului, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților, din pricina prietenilor mei, pe care i-am aici în biserică, în Betel, în Arad, doresc ca pacea să fie între zidurile acestui oraș. Din pricina fraților și a prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Să ne rugăm și noi pentru pace, pentru un pace în lume, dar în mod deosebit pentru pacea sufletească de care avem nevoie să fie permanent în inimile noastre ca un rezultat al împăcării cu Domnul. Vă invit prin două rugăciuni să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului.